Fizic este energetic? Da, este energetic și are o anumită natură energetică, în sensul că este conceput sub forma materiei fizice. Ce înseamnă materie? Înseamnă că ochii noștri îl percep ca pe ceva solid. Trebuie să înțelegeți, totuși, că corpul. Fizic nu este solid. Este, are, avem impresia că este solid, dar așa cum atom, știm că celula este alcătuită din atom și atomul este alcătuit dintr-un nucleu mic și la nu știu câte distanțe, foarte mare distanță, niște electroni în jurul lui care se rotesc pe orbită, trebuie să înțelegeți că așa și noi părem solid, dar nu suntem, suntem tot energetici. Dar energia aceasta care, care, în care se găsește sau care concepe materia și corpul fizic, este o energie de vibrație joasă. Ființa umană este mult mai completă și complexă, are și alte vibrații de mai înalte, cum ar fi vibrațiile corpului energetic, care apropo el este cel responsabil de energie, nu corpul fizic, el putem să-i spunem că este de natură energetică pentru că are o vibrație adevată pentru aceste energii și peste corpul energetic urmează niște corpuri subtile cu vibrații și mai înalte, cum ar fi corpul emoțional, cum ar fi corpul mental, care au vibrații foarte înalte și cele mai înalte vibrații sunt corpul de conștiință și corpul sufletului, care au vibrații superioare, au vibrații divine, bine, ca să zicem așa, și dacă ne uităm, ele sunt cumva mai importante decât corpul fizic, pentru că noi când venim pe pământ să ne încarnăm, vine corpul sufletului, adică sufletul nostru, și el capătă un fel de ambalaj acest corp fizic care ne îmbracă și care trebuie să ne țină nouă de cald și să funcționăm cu el până în ultima zi a noastră, după care sufletul se desprinde și acest corp fizic pentru că nu are energie în el, începe să se descompună, începe să, 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 să fie una cu pământul. Așadar, Doamne, doctor, cum reușim să monitorizăm în întregime atât corpul fizic cât și corpul energetic? E foarte interesant că până acum medicina obișnuită nici nu ne-am gândit să monitorizăm corpul energetic. Dar, într-adevăr, întrebarea este foarte bună pentru că medicina holistică chiar facem acest lucru. Diferența dintre cele două și conexiunea în același timp este faptul că acest corp fizic al nostru, numit materie, este cumva cuplat, este băgat în priză la corpul energetic. Deci corpul energetic e un fel de sursă, un fel de mămică a corpului fizic. Acum, vedeți dumneavoastră, corpul energetic este foarte sofisticat. Este alcătuit din totalitatea de meridiane și de ceacre care ne înconjoară, care nu e noi, dar prin noi și care uh, reprezintă un fel de strat energetic în jurul ființei umane și apoi pătrunde de prin meridiane în fiecare celulă până la fiecare celulă în parte și în fiecare din, uh, parte a corpului nostru fizic. Foarte important uh, ca să Putem să monitorizăm acestea, amândouă. Avem nevoie de aparatură sofisticată. Aparatura de fizică cuantică cu care lucrez eu, de exemplu, electrosomatograful, îmi permite această monitorizare simultan. Dar trebuie să știți că asta e o noutate în medicină, pentru că, în, de obicei, nu monitorizăm decât corpul fizic. Marea majoritate a medicilor nu știu de existența corpului energetic decât cei care fac acupunctură au aflat despre el și, de asemenea, marea majoritate nu fac aceste conexiuni, nu monitorizează. Dar important este să înțelegem că lipsa monitorizării corpului energetic ne duce, ne, ne, ne duce într-o situație în care nu putem afla cauza. Pentru că dragii mei, cauza boilor se află în corpul energetic. Vă dau un exemplu. Dacă noi avem o boală, de exemplu, o infecție renală, în corpul fizic și mergem la medic o cistită cu simptome, de exemplu, urinări frecvente, usturim, stare de rău, stare de leșin, da? o stare în disconfortă, de asemenea pacientul simte că nu are energie, nu are forță, are, poate are dureri de cap la nivelul Cfe aici, nu are apetit, da? nu se simte bine și se duce la medic. Foarte important că dacă eu, acest medic ar fi un medic obișnuit, l-ar trata de această această cistită evidentă da, și ar da un tratament cu antibiotic pe o perioadă de 3-5 zile până la 7 zile și de asemenea tot felul de antiinflamatoare ca să ajute la confortul pacientului. Dacă vine la un medic de medicină holistică, acesta investigează corpul energetic și ghici ce? Află că într-adevăr pacientul are niște simptome care țin de o cistită, da, vorbim de o femeie, dar află cum că această cauză a acestei boli nu este la nivelul rinicului, nu la nivelul vezici urinare, ci este la nivel ficatului. Pentru că pacienta noastră e o perfecționistă, e o persoană supărăcioasă, care se frustrează și se supără de câte ori nu este ceva, că e ambițioasă, și atunci de câte ori îmbolnăvește, am ficatul și de câte ori sare calul cumva emoțional cu aceste supărări, Ficatul este hrănit din rinichi, motiv pentru care face cistite repetate datorită supărărilor dese. Deci în medicina holistică, noi n-am tratat decât simptomatic problemele de rinichi, noi am tratat ficatul întâi. Ca urmare, prima indicație este de tratament de ficat, de exemplu un program pe raiocom 2 ore și apoi în final am pune și niște frecvențe pentru cistita pacientei. I-am recomandat de asemenea să vină la un program de trei ore pentru cistită și în aceste două tratamente am vindecat complet cistita, fără antibiotic, dar cauza este o problemă a ficatului. Așa arată în medicina holistică, un pic diferit.